cuștile pentru viței. Unii le spun boxe, alții le spun iglu. Eu mie îmi place să le spun cuști. Cuști individuale amplasate în afara adăpostului. Așa le spun eu. Iată, din diferite materiale. Din placaj, construite din placaj, este la ferma revistei Hordes Dairyman din Wisconsin. Rasa este Guernsey, pe care o vedeți acolo. Și ce mai este interesant, aceste sticle Brandon, se numesc ele, de furaj concentrat. Adică un inventator s-a gândit, domnule, dacă vițelului ăluia îi place să sugă, hai să-i dăm să sugă furaj concentrat. Și a imaginat el un fel de tetină mai largă și care se deschide numai când apasă vițelul cu gura și practic vițelului îi vine furajul concentrat în gură. Dar nu prea au avut succes, pentru că vițelul se prinde repede că nu-i vine lapte și renunță să mai sugă mai departe. Tot din lemn, la fostul Ias Vladimirescu, probabil că ați auzit de acest IAS, domnul Sălăjanu, da, unde a fost domnul Sălăjanu șef de fermă, cuști foarte simple construite, nu trebuie chiar ermetic închise, dimensiunile sunt la cușcă 2 metri lungime, 1 metru și 10 înălțime, 1 metru și 10, 1 metru și 20 lățime, da? Nu trebuie foarte ermetic închise și chiar dacă aveți sau vreți să vă luați astfel de cuști sau să exploatați viței în astfel de cuști, recomand să nu închideți partea frontală, indiferent cât de frig ar fi, pentru că astfel se face înăuntru umezială. Cușca este foarte bună pentru vițel, pentru că asigură un mediu curat și uscat, nu sunt curenți de aer, pentru că dacă are numai o parte deschisă, nu se formează curenți de aer. Nu e ca și cum ai sufla vântul într-un pahar. Aerul vine înapoi, nu trece prin cușcă. Da? Și, bineînțeles, un țarc, dar am văzut și fără țarc, cu viței pur și simplu legați cu lanți ca și cățeii. Nu cred că în Europa ai voie, dar am văzut în America, la Helen Loringer, de care vă spuneam că crește 300 de viței în cușcă. Mai departe, la Mezőhegyes, la crescătoria de vaci de acolo, mai de mult un pic poza făcută, la Institutul de Cercetări pentru Creșterea Animalelor, de la Ujineves, de lângă Praga, un model de cușcă și dacă mai apeși o dată pe click, vedem și un alt model de cușcă. Absolut toate aceste modele de cuști sunt valabile, cu condiția să aibă dimensiunile care v-am spus, 2 metri lungime, 1 metru și 10 înălțime și 1 metru și 10, 1 metru 20 lățime. Mai departe, asta este Helen Loringer, de care vă spuneam, uitați-vă, sunt 300 de cuști, viței, se vede aici un vițel, dar sunt legați la gât, am stat o zi întreagă de dimineața până seara în fermă. Era o femeie, o profesionistă în creșterea vițeilor. Aveam vreo 100 de biberoane, le pregăteam cu lapte, mergeam cu mașina, cu golf cartul și puneam biberoanele aici, în niște suporți, da? Și după aia, când terminam cu 100 de biberoane, veneam înapoi, vedeam care viței a consumat sau nu laptele, care nu l-a consumat, ia sonda esofagiană și introduc forțat laptele în vițel. Lapte, care am spus, ca supliment, ca sursă de proteină, avea sângele, era maro. După ce terminam furajare, spălat toate ustensilele și băgate în congelator. Da? Fără niciun pic de risc de creștere a microbilor. O profesionistă. Și ceea ce se vede în spate sunt așa numitele super hatch sau super cuștile, unde se trec viței după ce se înțarcă, da? În colectivități. Conform Comunității Europene, acel ordin 119 din 2008 spune că vițelul nu are voie să fie întreținut individual, da? Mai mult de 8 săptămâni. Deci după 8 săptămâni trebuie să-l trec obligatoriu în colectivitate. S-a descoperit că, mă rog, prin cercetări științifice, că nivelul animalului într-o ierarhie, în ierarhie de vaci,
pentru că într-o colectivitate de vaci se stabilește o ierarhie, da? Animale, vacile sunt animale sociale, deci nivelul este cu atât mai înalt cu cât a fost mai devreme în colectivitate. Deci dacă intră mai târziu într-o colectivitate, vaca, oricât de bună producătoare de lapte ar fi, se află la baza ierarhiei. Ok, mai departe. Asta este ferma la care am lucrat eu, 100 de cuști, văzută din, pozată din silozul Turn. Da. Astea sunt cele mai bune cuști, dar o să avem și o vedere mai de aproape. Cele mai bune cuști pe care le-am putut eu folosi vreodată. O mică magazie, depozitul de furaje concentrate, sigur, skid loader-ul, golf cart-ul, nelipsite în fermele de taurine, în general, care le-am văzut din America. Poza este făcută în aprilie și dacă vă uitați, este zăpadă încă în... Am avut 1,70 m zăpadă toată iarna și v-am spus, decembrie, ianuarie, februarie, minus 40 de grade. Mai departe, pe timp de iarnă, ca să nu mă credeți că am spun prostii, da, în fiecare dimineață împingeam zăpada ca să fac loc de trecere între cuști și la sfârșitul iernii am ajuns la 2 metri și jumătate, am ridicat zăpada că nu mai avem de supun. Pe timp de iarnă, așternut din paie este sfânt. Deci așternutul din paie, și vedeți că și acolo am paie. Pe timp de vară, așternutul poate fi orice. Recomandarea mea este nisip. Problema cu nisipul este că nu avem ce face după aceea cu el. Probabil dacă găsim niște grădinari să le dăm, că e un nisip amestecat cu dejecții, atunci e bine, dar altă... Ce făceam aici cu nisipul? Îl duceam în pădure, că fermierul avea și o pădure și îl duceam în pădure și îl aruncam. Îngrașă puțin pământul și acolo nu mă interesează solul, da? Structura solului. Tot la mers, vedea și niște cuși din plastic, mai departe, niște cuși din plastic foarte sofisticate și scumpe, nu le recomand pentru că au un sistem de ventilație complicat, dar la celălalt sistem, la celălalt tip de cuști, dacă dai mai departe, cred că o să vedem, nu. Astea sunt, ventilația se poate realiza foarte, foarte simplu. Cușca, ați văzut, este albă, pentru ca să oprească razele infraroșii, să nu se încălzească foarte mult înăuntru. Și ventilația o realizăm foarte simplu printr-o căciulă de culoare neagră. Da? Dacă soarele încălzește căciula respectivă, tot aerul din cușcă se ridică și iese prin căciula respectivă. Plus ferestrele laterale. Astea sunt cuștile făcute înainte de 90, prin 86 la Urziceni, din poliester armat cu fibră de sticlă, foarte bune, dacă se află sub copertină, pentru că nici aceste cuși nu sunt vopsite alb și vara poate crește temperatura până la 30-35 de grade, ceea ce nu e ok, pentru că vițelul foarte tânăr nu știe că e cald și se iasă afară. Mai departe, pe timp de iarnă, același lucru, niște cuști relativ bune. Astea au un alt sistem de ventilație, au acoperișul în pantă, da? Și atunci în față, vedeți, au niște fante pe unde iese aerul cald, nu? Aerul cald din spate vine și iese prin fantele din față, puțin eficient, mai departe. Super cuștile la aceeași fermă, deci aceleași cuști, doar că sunt mai mari și viței se cresc în colectivitate. Vorbim despre, am o prezentare întreagă numai cu modul în care rezistă viței la temperaturi de minus 40 de grade. Acum poate că ne-am obișnuit, dar în 1998, când am început eu teza de doctorat pe creșterea vițeilor în cuști, lumea nu prea știa despre treaba asta, cum să ții vițelul afară la minus 5 grade. Și eu vă spun, primul vițel care l-am scos afară era prin mai, nu era așa cald ca și acum, și m-am dus de 2-3 ori pe noapte la el să văd dacă nu-i mort, deși i-am pus multe paie în jur și l-am îngropat în paie, da, făcând, am văzut că nu e nicio problemă. Pe viței mai slabi punem acest valtrap. Valtrap, i-am spus eu că am împrumutat termenul de la cai. Da, este o pătură
care are o formă anatomică, exact ca o piele de animal, o formă anatomică, și aici în față, vedeți, are un scai care se prinde și pe membrele posterioare, pe interior, are două elastice ca să țină. Asta o pun pe vițelul care la naștere văd că e mai puțin viabil, dar nu o țin mai mult de 2-3 zile. Nu o țin mai mult de 2-3 zile, pentru că atunci vițelul se obișnuiește și șocul este mai mare atunci când iese afară. În principiu, dacă e frig afară, nu scot vițelul dacă nu e uscat, nu scot vițelul dacă nu e colostrat, dacă n-a primit colostru suficient, și suplimentez rația de lapte pentru că trebuie mai multă energie. Deci, fără astea, nu poți să crezi vițelul la minus 40 de grade. Altfel, n-are nicio problemă. Probleme am avut cu noi, în ferma în care lucram, luam viței de la fermele de vaci de lapte și le creșteam până cu două luni înainte de fătare și le trimiteam înapoi. Probleme am avut cu crotalierea, pentru că cei din fermele de vaci de lapte nu s-au priceput să pună crotalia exact între cele două vene ale urechii și normal curgea sângele. Și la minus 40 de grade îngheață și își pierd urechea. Asta a fost singura problemă care am avut-o cu viței la minus 40 de grade.